Persoana potrivită pentru copil, mă refer. Băi, nu știu la ce salon ai venit tu, dar ai venit fără bani la tine și... O să-ți aduc mâine ceva. Nu, ți-am făcut în așa... În avans, pe datorie. Nu, e arată ca fără bani. Ca și cum ai venit fără bani, asta era. Dacă vii, uite, mâine o să... Să vin și mâine? Uza, nu, e o întâlnire? Nu. Acum nu merge tăiată de aici? Păi asta zic, o prind și o ia acasă. Ia. Dar desfă-o aici să fie mai mare puțin. Aaa, ce pretenții! Ca să nu pară că am puțin păr, te rog, eu mi-a zis să-l aducă schiară. Mai am și pun de socră. Ia uite ce ceafă de comunist. Nu e adevărat. Ce că slabă sus. E jos problema. Bianca, dă-i zahăr. Fără zahăr. Cu lapte? Nu, aici e bine, este de elefant. Deci fără zahăr. Am mâncat zilele. Nu am văzut o femeie care să fie așa autoironică, mai mișto ca tine. Sper că tu faci autoironie pe dar tine. Dar ce să fac, mă, dacă mă intru în depresie, nu mai vin la sermări. Dar așa trebuie să fii, înțelegi? Mulțumesc mult de suflet. Mulțumesc mult. Vrei lapte? Da, hai, pune. Cât? Gata. Puțin. Mai bine de atât nu se pute. Hai, puțin. Bă, e ok, nu e așa rău. Da, mersi. Dar n-am trebuit să trag sfinistezi. Las că e bine, na, ține. Vezi că nu e așa rău. E doar o împletitură, dar... Adică poți să ieși pe stradă cu ea. Bine, zici... Dar e mai bine decât cum era. Lenuța! Lenuța, ia. Spune că nu am avut pieptă, nu am avut nimic. A avut talent. Să știi că pot mult mai mult de atât. O să ia rămâine, Larise. Da, chiar, uite, mâine vreau să-i fac o coafură, Larise. A sperut foarte pe Black Sunday. Păi am fost. Am fost. Și s-a apărut că aveți emoții de loc. Nu a apărut, că, na, am eu scutul ăsta de tot ziceam că l-a reșit. Dar și are un scut al lui. Eu mă controlez bine. Tu? Dar tu ai un scut al tău. Așa, nu știu în ce se aruncă. Privire la sentimente, așa că... Adică... Cred că ai cumva nevoie de confirmare, așa mi se pare mie. Înainte să te arunci. Adică la începutul date-ului, el mi se părea că e mult mai lipicios, mai foc și din partea ta nu se vedea, dar cred că după ce te-ai simțit tu comod și ai văzut că vine din partea exact lui, asta i-am spus. Ai fost mult mai deschisă. Exact asta i-am spus. Nu ți-am spus așa. Că eu mă deschid față de un om de-abia după ce mă simt confortabilă. Eu zic că dacă el nu te pupa și nu te lua în brațe și nu vedeai jocurile lui, dacă nu veneau din partea lui, din partea ta n-ar fi venit. Eu așa cred. Că nu... Sau ar fi venit, dar foarte greu. Eu zic că nu ar fi avut semne. Așa te văd pe tine. Cred că ai așa o barieră. Ți-e frică să nu te arzi, gen. Nu? Știi cum e când te arzi în ciorbă, sufli și în iaurt, nu? Da. Corect. Da. Nu v-am mai dat conexiune? Nu? De ce crezi că a făcut asta Bianca? Abia am zis. Ah, e universală. E universală, adică? Dacă el a ales pe Robert tată la copii, eu sunt convinsă că majoritatea de acolo din casă ar alege doar ca pofta inimii și atât. Am tot discutat și am ajuns la aceeași întrebare a lui, că eu de ce l-am oprit pe el. Uh-huh. Și iarăși a luat discuția amploare și am dus-o în trecut și tot așa. Și noi de obicei când ducem discuția în trecut, deja e clar ce o să urmeze. Eu n-am avut nimica cu ea personal până să nu pună foarte mult accent pe date-ul ăsta de noapte, știi? Și să zică că sunt o pradă ușoară și să zică că am fost varianta ușoară și el... Voi dacă v-ați întors bine de la date, asta e tot ce contează. Păi așa am zis și eu. Și totuși îl aștept. Nu știu cum o să funcționeze asta, sincer. Oricât încercăm, parcă se iau acelea subiecte și el ne spune mie, ok, nu o să renunț. Asta spune. Dar eu îl simt așa pe el când discutăm lucruri mai accentuate. Îl simt că deja are intenția are intenția de a renunța. Eram sigură că o să fac o capcană cuiva de acolo. Da? Mm-hmm. Putem să jur. Și cu jocul ăsta l-a făcut, ea știe de ce l-a făcut. De ce? Adică orice mișcare a ei de aici din casă e făcută cu un scop. E gândit, ca și un joc. Nu prea gândește mult, dar...
De-aia nu mai vreau să intru în jocul ei, că de multe ori am fost naivă. Și chiar dacă am zis ceva sub formă de glumă, înțelegi? S-a distorsionat invers și am căzut cumva prost. Tu serios așa crezi? Eu nu am văzut asta nici. Nu, el nu verbalizează lucrul ăsta. Dar cumva... Tu asta simți? Cred. Pentru că are anumite stări. Păi dacă crezi, înseamnă că simți. Nu poți să crezi fără niciun motiv. Vine dimineața uneori și e cu o stare mai nașpă. Și mă gândesc, ok, acum, clar, în gândul lui se derulează filmul ăla acum. Ce să mai fac? Nu mai am ce să fac. Ea nu vrea nici cum, nu poate să treacă. Și să renunț. Și după... Când îl întreb, spune că nu renunță. Dar eu nu cred asta. Eu cred că el are un gând. Uneori. Ai văzut acum pe story, am văzut că Ionuț l-a văzut cu Alexandru, cu Dea, cu Manu, erau toți. Și Alexandru părea bine, chiar mă gândeam, așa mi s-a făcut dor de el. Aveam așa niște conversații normale. Și vorbeam atât de mult. Și are un corp frumos și mirosea bine. Fost de un prost. Nu era casa iubirii pentru el. Probabil dacă ne-am fi întâlnit afară. Mi s-a părut că acum în ultima gală ai respirat foarte ușurată. Că n-ai mai fost tu subiect de discuție și am fost eu. Și adică într-un fel te-ai simțit liniștită. Că în fiecare gală aveai tu discuții cu Bianca în general. Da, da. Eu ți-am atras atenția. În sensul că nu știu, da, tu ai fost foarte tăcută, adică ei doi aveau un continuu acolo niște discuții contradictorii și tu nu aveai nimic de obiectat. Știi, mă așteptam, l-am dat să zici, dar da, am cetat urmă... adică și eu aici. Înțeleg, care aveți chestia? Voi... Eu văd că, adică nu erau lucruri care discutau despre ei, între ei și eu... Da, dar tu ești doar lui iubit, adică... Dar după i-am luat apărarea când am considerat că chiar nu avea dreptate. Știi, când a spus că ea l-a făcut vedetă pe spatele ei, da, și mai departe. Da, prea mult. Dar nu, și mie mi-a spus, a zis că ce vreau să fiu vedete. Dar eu vreodată am spus așa ceva. Are dreptatea lui. Sincer tot spun, eu am trecut de multe ori când Robert, așa, și mi pare rău. Adică tu te-ai văzut un pic reflectată în ceea ce am făcut eu, că tăceam din gură? Da. Ți-ai mai dori, ai mai avea puterea să te mai reîndrăgostești? Dacă ar veni persoana potrivită pentru tine? Adică să mai treci încă o dată prin experiența asta? Eu parcă dau delete câteodată, știi? La multe chestii. La multe chestii care mi s-au întâmplat, mai ales la chestiile urâte. Mi se întâmplă ceva? Știi, parcă dacă e atât de urâtă, eu singură mă programez să o uit. Știi, și nu-mi rămâne în cap. Și nu cred că ar fi o problemă, eu n-am nicio barieră. Mie dacă Claudiu, el cum arată, cum vorbește, cum așa, dacă el era activ aici în casă și se impunea și nu stătea la papucul așa, eu puteam să mă îndrăgostesc de el liber. Eu pur și simplu am văzut că el tace. Asta mă umilește nicio treabă. Adică tace. Eu n-am pretenții, vai, că toată lumea să-mi sară apărare. Dar să zică, moderează tonul. Una alta, pe fata asta eu o cunosc. Eu nu zic să zic așa. Uite, eu zic strica femeie. Și am simțit nevoia să argumentez. Radu, de la tine nu mă aștept asta. Că tu nu ești gagicul meu. Tu ești prieten, tu poți să mă liniștești după aia. Poți veni să plâng la tine pe umărul tău. N-am pretenția asta să faci anumite lucruri. Dar de la bărbatul pe care eu vreau să-l am, am pretenția să fie puternic, să fie impunător, să pună la punct. Dacă cineva mă, nu știu, ridică tonul sau așa, eu singură pot să mă apăr. Dar pur și simplu mi-ar fi plăcut să văd asta. Nu am văzut asta. Am văzut că stă mai mult cu el în altă, că sunt besti acolo, că râde la glumele lui care nu mereu sunt amuzante. Și mi s-a, nu știu, nu mi-a transmis ceva real. Nici lui de mine nu i-a plăcut așa tare, știi? Să zici că vai, era mor după mine. Dar mie îmi place când persoana e după mine. De asta tu s-ar mâna sta de pe o canapea pe alta și stai în gândurile da. Astea tele și îți vâri încolo în cap tot ce nu trebuie. Dar nu ce nu trebuie. Nu ce nu trebuie. Nu știu, mie mi se pare că el vrea taman ca să și recopere încrederea. Că tu să ai încredere în el. Eu asta văd. Da, adică știi foarte bine că îl place pe Laurențiu. Așa și... Poate cu un scop să apropie de tine. Dar eu nu sunt tu, adică am și ea doar ce să-i facă, pleacă de aici sau ce să-i zică. Se pare mai că ea e genul care vine și se bagă în seamă cu tine și se preface că vrea să te ajute, dar bine, de fapt nu mai aștept în capul ei ce vrea să facă. Ea e așa. Se ceartă cu tine aici, ne certăm de așa și după vine și n-am nimic cu nimeni, adică sincer, am făcut chestii care m-au deranjat. Adică după două zile după ce m-am despărțit de Robert și-o pus lănțișorul la gât. Ăla de la el face lucruri intenționat, măi.
faci intenționat. Dar tu cu Robert? Nu știu, nimic la... Păi cum? Ce au fost ieri? Am jucat biliard, l-am câștigat. Și, da, vezi că joc bine. Am câștigat de radical. Propus să jucați biliard? Eu am propus și da. Și am aflat despre el mai multe noutăți. Cam așa. Eu știu, am văzut cum este ea, mi-am deschis ochii față de ea, nu mai am niciun fel de încredere, dar dacă vine strict... strict... Deci, fără să... Vezi, Cristina, de seară... Da. Păi și ieri. Anată ieri, când a fost Roberta și ne-a pupat, Bianca nu era aici. Și imediat a fost informată că eu m-am pupat cu Robert. De unde? De la Cristina. Eu nu înțeleg. De ce să te apuci să duci vorbele astea de la unul la altul? Cum poți să-ți vezi dar de, știu, de treaba ta, de potrivitul noi jos? Acum nu sunt sigură. Da, mă rog.